mă bucur că aveți televizorul deschis. Și nu pe orice canal, ci pe TVR1 și nu la orice emisiune, ci la frumoasa emisiune Europa mea, care știți foarte bine, se ocupă cu deslușirea politicilor europenești și mai ales cu aplicarea lor în țărișoare. Astăzi avem un subiect care nu se referă și nu este legat nici de vaccinuri, nici de COVID, nici de PNRR, fie numele lăudat, ci este vorba despre viitor, despre viitorul Europei. Despre strategia privind viitorul Europei, care va trebui să fie, nu așa, așezată într-o conferință privind viitorul Europei, care are și președinți mulți. Așa că bine ați revenit, domnule Radu Magdin, în uh, acest frumos studio, în acest frumos uh, decor și mă bucur că vă revăd. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație, S onoare să fiu din nou aici. A, da, sigur. Uh, să vedem care va să zică despre ce este vorba cu această conferință privind viitorul Europei, pentru că sună interesant, sună important, așa o fi? Așa este, și periodic orice organizație care se respectă își pune întrebări legate de viitor. Aceste întrebări legate de viitorul Europei nu sunt legate de contextul pandemic. Contextul pandemic este acea lebădă neagră care ne-a paralizat pe toți de cel puțin un an. Dar, dincolo de acest context pandemic, aceste planuri, printre care și conferința pentru viitorul ei sunt planuri dinainte. Așa cum dinainte ne gândeam la o comisie geopolitică, dinainte ne gândeam să ne și consultăm cetățenii. Și de unde a venit asta? Să ne amintim un pic. Am pregătit și noi un rezumat. dar zic, hai să ne pregătim, să ne pregătim. Dacă ar fi să ne uităm din vremuri imemoriale, ca să spun așa, cel puțin pentru, pentru România, de la mijlocul anilor 90 ne-am deschis noi acest apetit pentru consultare. Când spun noi, mă refer la Bruxelles, la, la proiectul european. Noi, cei din Bruxelles. Da. da. Noi am trecut, ca și România, înainte de momentul nostru, să spunem așa, de, de, de aderare, Nu să spunem, momentul nostru de glorie, în care așteptăm. Dar, dincolo de, de acest moment, au mai existat exerciții. Convenția Europeană, care se presupunea da. că trebuie să dea naștere la o Constituție Europeană. Da? Uh. Încă din anii 90, de aceea am menționat, Uniunea Europeană și-a dat seama în contextul refuzului unor referendumuri în niște țări fondatoare. Uh, Referendumurile cu pricina fiind legate de faptul că dacă vrei să modifici tratatele, deci contractele, să spunem așa, în baza căreia funcționează Uniunea Europeană, funcționează comunitățile uh, europene, trebuie să te întorci periodic către cetățeni, către parlamente și către, către cetățeni. Lucru care în Uniunea Europeană este foarte periculos. Pentru că nu se știe ce iese. Da, e bine, se cam știe. Prima, prima dată când a existat, să spun așa, un optimism în ceea ce privește întoarcerea către cetățenie, Uniunea Europeană a avut o revelație în anii 90. O revelație care s-a întâmplat și la finalul anilor 90 și ulterior prin anii 2000. Deci am mai trecut prin aceste exerciții, indiferent că vorbim de Olanda, de Irlanda, de. De, de Franța! De, de Franța. Franța! Deci nu întâmplător. Atunci când Europeană mai apucă să mai respire, să se mai gândească la un următor pas strategic, simte nevoia de consultare și, nu așa, ce mai frumos, inclusiv din punct de vedere al PR-ului, al comunicării strategice, decât să spui și iată, fac o mare conferință, pentru că cetățene tu contezi. E, sigur că tu contezi și pe Facebook, contezi și pe Twitter, și pe Instagram, dar iată că eu chiar te bag în seamă instituționalizat, fac o, o mare conferință. Asta nu înseamnă că o să intrăm, mai ales în context pandemic, uh, câteva sute de milioane de cetățeni într-un fel de, uh, într de Romex pot din ăsta european. Nici gând așa ceva, dar cu siguranță cineva va dori să contribuie și, pe, și categoric se dorește implicare mai puternică, altineva va reuși să contribuie, fie și online. Da, pentru că fie vorba între noi Nu neapărat că în România Nu se audă nici pâs Despre subiectul ăsta Nu prea am văzut mai nimic prin presa românească Prin organizațiile non-guvernamentale Care ar fi trebuit deja să, să fibrileze de, de entuziasm nu Că se discută viitorul Europei Democracy, alea, alea, lub, rule of law Deci toate lucrurile cu care deja Suntem obișnuiți noi Dar nu prea am auzit mai nimic de, 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 de din, Probabil nu e vorba de finanțări încă Posibil. Sunt Pe de altă parte, răutăgios. ca să îmbrac de o manieră foarte diplomatică, probabil da. noi în sfârșit am înțeles semnificația dagiului carpe diem și trăim clipa. Am înțeles. Și n-are nici rost să, facem, să intrăm în tot felul de cuvinte ostile, gen plan. Planificare. <laughs> da, și așa, pregătire. Și așa venit taxonomie peste noi. <laughs> exact, și ne exact. Ne-a zăpăcit total taxonomia. Taxonomia care, -a... din păcate, nu are multe de a face cu omenia. Da. apropo de, de, de felul în care. Dar putem are și cu reziliența cu are, siguranță are. Are. Din punctul meu de vedere, vom, vom cunoaște, vrem, nu vrem o, un deceniu de trezire românească raportat la Uniunea Europeană. Nu spune neapărat că trebuie să fie o trezire abrazivă și nu trebuie să fie nici o, o trezire de vis, da? nu trăim într-un basm nici cu final fericit. Este o realitate cotidiană pe care noi trebuie să învățăm. Este o și responsabilitate fie vorba între la nivel de elite, politice, economice, e? civile și, spune, și categoric și Media, mulțumesc, da, apropo, pentru da. tematica acestei emisiuni, însă să nu ne subestimăm. În momentul de față, Uniunea Europeană trece într-o într etapă de interimat, dată și de criza aceasta a COVID, de, de focusul și nostru nu pe numai. strategia de vaccinare mai mult și nu numai. Da? Și nu, nu mai vom reveni la acest interimat imediat după rezumatul pe care îl propun pentru că la precedentele consultări la referendumurile eșuate și așa mai departe s-a tot vorbit de diferența între Uniunea Europeană ca proiect al unor elite din anii 50 care nu a fost înțeles de popoarele uh, europene și de aceea iată uh, neînțelegerea, diferența, au fi vorba numai de comunicare sau nu. În fine, noi pregătim care vă să zic un rezumat pentru a reveni apoi la discuțiunea lămuritoare Dacă Brexitul nu era suficient pentru o discuție serioasă privind direcțiile în care ar trebui să se schimbe Europa, președintele Emmanuel Macron a lansat provocarea acum doi ani, în martie 2019, printr-un articol publicat în mai multe gazete globale influente. Era înainte de alegerile pentru Parlamentul European. În același an, același președinte crea o criză semnificativă pentru bunul mers al instituțiilor europene, când refuza să discute instalarea pe poziția de președinte al Comisiei Europene a lui Manfred Weber, șpiță în candidatul popularilor europeni, formațiunea care câștigase cele mai multe voturi. După discuții de zi și de noapte într-un Consiliu European ținut cu ușile închise, din pălăria negocierilor a apărut Ursula von der Leyen, rezultat al unui compromis care avea doar puțin de a face cu rezultatul electoral. Astfel, o dezbatere largă privind viitorul Europei părea mai mult decât necesară. A avut Macron viziunea iminentei crize când a propus conferința sau a creat criza pentru a justifica propria profeție greu de zis. Cert este că după ce noul președinte al Comisiei a introdus conferința privind viitorul Europei în programul său oficial, a urmat o pauză în organizare cauzată în primul rând de pandemie. În al doilea rând a fost vorba despre îndelungate și sofisticate negocieri între Parlament, Comisie și Consiliu privind structura de conducere și asumarea evenimentului. Mai precis, cât președinți să fie și unde să se așeze la prezidiu. Până la urmă, a rezultat că șefii cei mai mari vor fi grupați într-o președinție comună formată din trei președinți, cel al Parlamentului, al Comisiei și al Președinției Rotative a Consiliului. Acest trio va lua decizii. De organizare se va ocupa un comitet executiv format din 9 persoane, numite de aceleași trei instituții plus până la 4 observatori. Mai exista și o conferință plenară care se va întruni la cel mult șase luni pentru a se asigura că opiniile cetățenilor sunt într-adevăr luate în seamă a mai circulat ideea unui șef al șefilor, o personalitate eminentă care să prezideze lucrările. Nu s-a putut agrea în unanimitate o anumită persoană, fie din motivul excesului de entuziasm, ca în cazul lui Guy Verhofstadt, fie din pricini ideologice, ca pentru socialdemocrata daneză Hele Thorning Schmidt. Ce urmărește conferința? Simplu, părerea dumneavoastră. Altfel spus, va fi o uriașă consultare cetățenească în toate statele membre. Subiectele sunt fie mai vechi, cum ar fi refugiații, schimbările climatice sau apărarea europeană comună, fie mai noi. În această ultimă categorie intră posibilă creare a unei uniuni a politicilor de sănătate sau a unei politici externe comune și puternice. Ambele ar duce, inevitabil spre schimbări ale tratatelor, o evoluție deloc agreată de către șefii de stat și de guvern. Așadar, întregul proces nu își dorește neapărat modificări ale legilor fundamentale ale Uniunii. Precedenta încercare a fost când cu propusa Constituției Europeană, încheiată prost pentru că a picat la referendum atât în Franța cât și în Olanda la începutul anilor 2000. Săptămâna aceasta, Comisia Europeană a lansat o platformă digitală multilingvă. Aceasta aparține exclusiv evenimentului, va opera pe toată durata sa și merită a fi accesată. Cu siguranță aveți o idee pe care să o puneți în discuția generală. De ce nu? De ce nu? În fond și la urma urmelor. Constat de când cu pandemia, de când cu politica comună privind, scuze, asta e cacofonia, politica comună, da? Așa, privind de, de achiziția de vaccinuri, că românul, în general, pare mai atent la, la, la subiectele europene, politice europene. Așa? Nu înseamnă neapărat că părerile ei sunt și ceva mai calificat, dar fie așa și un curent de euro-scepticism, mai nu s mai puțin informat. E ușor ciudat, iar conferința asta poate să vină într-un moment bun. De ce Pe nu? E un moment Ea. bun, cu siguranță, cu siguranță este un moment bun inclusiv psihologic, pentru da. că în perioada de criză sau a, asupra fiecare dintre, exact, o... dintre noi, ca indivizi, familii, comunități, au existat o fel de presiune asupra mentalului nostru și orice oportunitate de a comunica, fie și frustrări. Este, este binevenită pentru că. Cum ar spune, o terapie pozițională, mă scuzați de expres, dar mi-a venit acum. Cu siguranță, dar <laughs> contează foarte mult această perspectivă de, de care parte a ședinței PNR-ului te afli. Exact. Pentru că a, a spune că a, în momentul de față, elitele noastre de foarte multe ori, a, în continuare, vând un, un proiect de țară a, parțial gândit pentru etapa de precandidat. Adică avem o, o cumințenie elegantă în jocul nostru european. Și asta nu înseamnă, nu înseamnă că dacă ești cu minte și elegant nu poți periodic puncta, negocia, obține lucruri. Dar pur și simplu, dacă noi o strategie ecosistem integrată cu, să spunem așa, România europeană cu aspecte de vulnerabilități interne, oportunități interne și, și globale, s-ar putea ca la un moment dat să, să, să mizez că o serie de lucruri se întâmplă în perioada următoare, dar din cauza jocurilor de putere, și inclusiv în Europeană, este un joc de putere. La Bruxelles au loc jocuri de putere Sigur de manieră cotidiană, da. inclusiv în instituții. Și ce am văzut la Ankara a fost un joc de putere, inclusiv din dincolo de protocol, un joc de putere între între, între instituții. Mai, între, ales, un un mai ales un joc putere de putere relevat exact. printr-un protocol, așa zis, deci, protocol. Da, noi suntem și, și camarazi, dar și competitori. Și românii trebuie să înțeleagă că din această perspectivă Uniunea Europeană nu este pur și simplu o, invenție în aceasta generică, da, un fel de caritate din asta paneuropeană în care cineva pur și simplu avea prea mulți bani și s-a gândit să pună bani într-un fel de fundație și din fundația asta trăiește Estul sau trăiește Estul și Sudul, da? Sau periodic există un fel de plan global în care tot timpul să spunem că hai să căutăm pe ăștia mai amărâți și mai drăguți și să-i ajutăm. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Suntem mult mult mai bogați, fiind în european. Dacă privești lucrurile în perspectivă, dacă privești lucrurile cu țărita de la lună la alta sau de la an la an, poate nu par așa. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la produsul intern brut, una este să fie pe la vreo 50-60 de miliarde înainte de aderare și una să discuți acum de 200 și ceva de miliarde. Să nu o luăm așa, pe puncte. Dar, apropo de avantaje, Hai să ne gândim să facem un exercițiu de imaginație pe unde ar fi fost vaccinarea România dacă nu era în mecanismul ăsta între ghilimele. O țară -a mai mare culic. decât noi, Ucraina, a din. avut emoții. E? Pentru că nu a intrat în sistem centralizat Acolo, de achiziții, nu a avut un negociator, cum a fost pentru noi Comisia Europeană. Care... Pe numele său Sandra Galina. Da. <laughs> Apoi, hai să nu mai vorbim de tot felul de, de, de legende din astea. Vai, se va, se va, va muri cultura română sufocată de marile culturi europene. Cucu! Pe păi, accesul la finanțările pentru film românesc și așa mai departe, cum s-au făcut după aterarea. De exemplu, filmul. Nu mai zic de piața de carte românească. Cartea românească are acces pe, pe o piață largă europeană. Deci, astea sunt baliverne. Dar ar merita de dragul proiectului în sine să, să să participăm. Pentru că românul a început să aibă și neliniști. Da. Unele justificate. Suntem într-o etapă, astfel, nu spun că neapărat destinația noastră va fi în următorii ani, de, destinația Visegrad de acum sau de acum câțiva ani. Mă scuzați, ce înseamnă Visegrad? mă rog, să nu intrăm în subiectul ăsta. Nu, nu spun, nu spun neapărat că noi, noi în primul rând, vom deveni vrem, nu vrem mai euroconștienți da. pentru simplu motiv că, și cred că asta e, 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 e o, expresie potrivită, conștient, așa, sau, sau nu ne spun neapărat nici realist, cred că și realist sau pragmatic suntem și în momentul de față. punem problema prioritar dintr-o componentă material raportat la Uniunea la Uniunea Europeană. Sigur că am reciprocat valoric pentru că instinctele noastre cu minți și elegante sunt uh, au, au permis această reciprocă. Da? Uh, Uniunea Europeană e drăguță cu noi, dar pe altă parte nu e vorba că Uniunea e drăguță cu noi. Noi suntem partea Uniunii. Și practic acel, să spunem, acea pasarelă necesară la nivel de mentalitate aici este. De ce spun asta? Pentru că inclusiv, și aici este o greșeală la o parte din liderii noștri care încearcă să vândă Uniunea Europeană ca un fel de destinație de unde ne vin acele zeci de miliarde. Și trebuie să ai adică, grijă că... -și Crăciun. Trebuie să ai grijă și cu Moș Crăciun, că la un moment dat ar putea de exemplu, dacă vin, dacă spui că Moș Crăciun aduce un trenuleț, o mașinuță și încă, să spunem așa, vreo 20 de bomboane și tu îți dai seama că a venit o mașinuță alt model decât anul cu pricina și au venit 17 bomboane, ai o problemă cu managementul așteptărilor. Mai degrabă da. vii și spui, avem posibilitatea de a ajunge acolo? Trebuie să fim foarte atent, foarte harnici, foarte organizați, vedem cum partenerăm, vedem cum gândim o serie de proiecte, astfel încât să crește și să absorbim cât mai mulți din banii aceștia. Ideea că pur și simplu și sigur nu ne-a ajutat nici pandemia în analiza da. publică, că mai toată lumea aștepta în contextul fibrilației de summituri de anul trecut, pachetele europene de ajutorare, toți liderii au încercat imediat în fața camerelor să spună vin 80 de miliarde, 30 da. de miliarde, 40 da, de miliarde, da. Da? și asta a fost tentația imediată. Și sigur românul, polonezul, italianul, spaniolul, alții s-au uitat și au zis: dar, Măi, au sunat bine miliardele. Singura da. chestie că, la un moment dat, întrebat, mai întrebau, mai ții bine miliardele de prin 2020 sau de prin 2021, apropo de da. PNRR, dar și începutul de, să spun așa, podul între declarația respectivă și miliarde pe care scrie PNRR, dar Planul Național de Redresare, Redresare da, și Reconstrucție. Și din această perspectivă, spune următorul lucru. În această conferință este bine să avem o voce, bine că această voce să fie în continuare. Eurofilă, noi natural suntem eurofili, ne place da. Europa, iubim da. Europa, ne-am bucurat de beneficiile de mișcare, de oportunități oferite de Europa, dar, dincolo de acest lucru, poate și aici este o oportunitatea pentru noi să venim cu o serie de idei, fiind și în perspectivă pur cetățenească, să spunem fiecare dintre noi că își dorește Uite, de exemplu, vă dau un exemplu. Vi s-ar părea potrivită un health union, o uniune a politicilor de sănătate, altfel cum se traduc. Aici aici tentația, Pentru aici tentația este, a, intrând într-un mediu în care noi avem o încredere slabă în propriile noastre instituții, tentația este de foarte multe ori să girezi când ai sentimentul că lucrurile sunt la comun. Da, da. Din nou, e diferența între teoretic și practic. Teoretic lucrurile sunt la comun, dar ideea este în formător că noi trebuie să înțelegem că odată cu comunitarizarea anumitor, să spunem așa, atribuții politici. Atri, politici. politici, e adevărat că poți să ai și un negociator mai bun, da? Să spunem Comisia Europeană care negociază la un preț mai bun anumite lucruri pentru Asta tine. Asta Asta ține de piață. Exact, dar ai și o flexibilitate mai redusă. Aici ceea ce înseamnă că dacă la un moment dat te gândești că a stat, băi, dar nu-mi ce s-a întâmplat. Nu știu unde. Vreau să fac asta, așa, așa, așa. S-ar putea să nu mai am pârghile eu ca stat, tocmai pentru că am decis noi statele să ducem uh, chestiunea aceasta mai departe. Uh, inevitabil și această criză va fi folosită de Uniunea Europeană, nu de o vreo inteligență malefică, Doamne Freșe, ci de o inteligență colectivă de mandarini, da, da? de funcționari da. publici de Bruxelles și de girată de mari lideri politici și mari state. da? Și noi suntem un stat uh, mediu cu ambiții generice De un stat, să spunem așa, mare la un moment dat, ce puțin cultural să lăsăm un... așa, ca IT, agricultură. Să lăsăm așa, da? eu după vorba de reclamă. Exact, dar. Trebuie, în mod cert, să, ca în spațiu public românesc, să începem să vorbim mai des de Uniunea Europeană și din perspectiva faptului că avem interese. Și câteodată aceste interese ne sunt servite printr-o atitudine cu minte, câteodată trebuie să intrăm într-un set de alianțe sau să avem ceea ce se numește leverage, o capacitate de a mișca anumite lucruri și vin, de a negocia. În, 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 în mod practic, acum, ascultându mai vin alte interese în cap. Ce facem? Gazul și nuclearul. Sunt sau, este sunt. Este exact. e... sunt sau nu sunt? Este interesul, este cel mai clar de săptămâna aceasta. Exact, sunt sau nu sunt în taxonomie. Acum, fie vorba între noi, nu sunt sigur că este uh, treaba dumneavoastră sau, sau, sau treaba mea, dar din păcate pentru că alții nu-și fac treaba din punctul meu de vedere, ca, la nivel de comunicare politică, de-a lungul timpului. E o problemă continuată la noi. Noi nu am făcut pedagogie europeană cu poporul român. Am avut un fel de speed dating inițial în care am vorbit cu românii pe principiu, românii trebuie să știe, da? Uh, înainte de 2007, cu privire la uh, faptul că Vine Uniunea Europeană, vin oportunității. Deci am comunicat foarte multe da, oportunități, da, mare parte da, s-au da, materializat da. și după aceea am intrat, ne-am reintrovertit, în sensul în care ne-am reapucat de scandal politic din 2007, dacă mai țineți minte, a fost Bun. o primă suspendare atunci de președinte și numai. Acum, atunci cum a fost? A fost uh, 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 Comunicarea a fost atât de pro-europeană încât Jonathan și la un dat a și Izbucnit vă rog amintițiile românilor că nu aderă la un portofel și atât. Da. iar după aderarea de s-a schimbat, schimbat politicul din România vai ce prost a negociat România ne am intrat în Europeană în genunchi adică asta ține de, de o terminologie în literatură de specialitate medicală dar asta este altă discuție <laughs> da, apropo de, de tot felul de disonanțe lăsând acest lucru deoparte cred că românii trebuie să știe ca cetățeni care următor lucru nimic nu e pe gratis în viață Absolut. Că întorci tot financiar sau că întorci sub o formă de favoare, că întorci lucrurile informațional sau că întorci în sensul în care te aliniezi, crești tribu, să spunem așa, tribu e mai mare și te aliniezi unei direcții a tribului pe care încerci să o influențezi pe cât se poate. Da? În momentul de față, noi suntem prinși într-o zonă a sloganelor și trebuie să vedem dacă da. dincolo de aceste slogane pozitive sau negative. De exemplu, un slogan este lider regional, da? Trebuie să umplem de substanță o serie de slogane și trebuie să înțelegem totodată că prin faptul că noi am avut o strategie diferită, apropo de grupul de la Visegrad, deci Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, da? noi am avut o strategie diferită, cel puțin față de două țări care se coordonează mult, Polonia și Ungaria, da? Mm. în joc european. Mă rog, până când este vorba de anumite scandaluri cu spioni pe la Praga. Cu siguranță. Când brusc Ungaria nu prea mai cu siguranță. e de acord cu ce uh, fac colegii, Gestiunea da? vecinilor e diferită uh, între cei doi de da, actori. Da, noi da. mai, rezonăm da? mult mai mult cu polonezii în această perspectivă. Evident, ceea ce se vede zilele astea la București. Categoric. se vede. Exact. Eu spune doar un singur lucru aici. Noi, în momentul de față, de deci ce este foarte important să fim euroconștienți și mobilizați, în special să ne reșcolarizăm, să, să trecem printr-un proces de redescoperire a Europei și a know-how-ului european, așa. pentru simplu motiv că, în momentul de față, noi nu avem de ales. Și nu avem de ales pentru că noi nu ne-am creat opțiuni. Fie pentru că a fost invocat în spațiu public așa-numitul spațiu fiscal, a? Adică cum ar veni, nu ne permitem bani de la buget pentru un propriu plan național. Însă România, combinat și cu eurofilia asta, e unul dintre puținele state de tracțiune sa, care și-a legat relansarea economică aproape exclusiv Chiar de acest exclusiv. pachet bugetar. Alte țări, Polonia, Ungaria, alte țări vestice, au venit și au spus, se pare de asta, stimuleze economia, până la să spunem, 17% în PIB, 12% în PIB, 5% în PIB. 13% din PIB și tot așa, da? Deci o serie de măsuri gândite separat de o eventuală mulgere în sens bun a unui componente financiare În consecință, dacă tot depind doar de acest bol de fructe, ar fi foarte bine să văd cum gestioneze respectivele fructe, pentru că dacă doar asta mănânc, da, da. e foarte bine pofta mea de mâncare în următorii 5 ani să arate bine aceste fructe da, este de văzut dar nu vreau să intrăm în subiectul PNR evident, îl lăsăm, îl lăsăm până când oricum se negociază, este el. pending este în continuare în negociere a fost relativ surprinzătoare și pentru mine declarația domnului Baran de zile trecute tot aici de la TVR, chiar a fost surprinzătoare mai ales că domnia sa este un cunoscător al domeniului. Adică în ceea ce privește fonduri structurale și, și finanțe, de Bruxelles știe, știe ce vorbește. Nu? Aici, dacă, dacă îmi permiteți, surprizată. aș introduce o nuanță. Da. De ce spun că avem nevoie de o reșcolarizare? De exemplu, și eu, pe nișa mea și colegii mei trecem în momentul față printr-o nouă școlarizare, vrem, nu vrem. Crește gradul de sofisticare peste tot. Așa este. Cresc sau sau în, se schimbă cu totul. În, că în, nu existențe. spuneți că PNR-ul este mai sofisticat. Nu, e total schimbat. Deci, vorbim de alte reguli ale jocului și, automat, cum ar da. veni uh, cum, se spune, și în multe filme ce te-a dus aici nu te va duce de aici încolo. Da? Deci, poți să fii un foarte bun, să spunem, să spunem, expert de fonduri ofene la nivel de, nu știu, uh, Sapard, uh, Ispa sau e, care o fare. După aceea da, în, da, în, da, în 2010, da, 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 după aceea în 2018, dar înțelegi din momentul sperezi. în care au intervenit sofisticăciuni, ca să le spunem așa, gen planul Juncker, și alte chestiuni. Noi în momentul respectiv pur și simplu nu am mai avut noi know how sofisticarea, așa-numitul credențial, da? deci capacitatea de a dovedi ca să poți să atrage un bani ca ai mai făcut ceva în genul ăla. Bun, ceea ce niciun stat membru nu are, pentru că mecanismul în sine este nou pentru toate statele membre. Deocamdată un singur stat mm -hmm. a pus uh, PNR-ul acolo, Portugal. Portugalia. Și simbolic, având repreșinția. Evident, pur, că s-au gândit să fie primii pe acolo. Spun... Uh, uh, Bărfele de pe Twitter că există o țară care a prezentat plan de viitor de 50.000 de pagini. E o veste care m-a năucit un pic, dar. Uh, bun, nu ar de 50.000 la toate statele membre, dar îți dă o, o, o idee așa cam uh, de sofisticare, dacă vreți. Dacă ar fi să ghici, mai spunem, sigur, cu siguranță nu e Marea Britanie. <laughs> Dar unde v lăsat? Apropo de un, un, un Brexit la <laughs> nu, da. nu punem și pe râmea da. asta Mulțumesc foarte mult, uh, Radu Magdin Vom mai vorbi despre conferința asta privind viitorul Europei Nu am intrat în toate detaliile Uneori chiar picante legate de organizare Pentru că mai este Dar, de curiozitate măcar Dați un click pe site-ul cu pricina Pe platformă, este multilingvă, este inclusiv în românește Și veți vedea că s-ar putea să iasă Lucruri interesante, bune De hrănit curiozitatea dumneavoastră europeană încă o dată, mulțumesc, Radu Magdini. Toate cele bune.